Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft, la Perfectul Simplu! Băi, e foarte dubios aici. Câteodată plouă torențial, câteodată plouă cum plouă acum. Eu nu mai înțeleg nimic, fraților. Nu... De ce? Bun. Înainte de toate, am avut o mică mare problemă aici. Ăsta se umple super, super repede. Nu știu de ce vorbesc așa, Doamne Dumnezeule. Iarăși avem o broască în gât. Nu e bine. Așa. Cu ce este așa? Cu shift și așa. Și deci asta înseamnă că trebuie din când în când să mai trecem aici și să vedem cu ce se mănâncă chestiile astea. Băi, ia să vedem în comun astea. De asemenea, observ că se mișcă destul de încet asta. Poate că o să trebuiască la un moment dat să băgăm un upgrade acolo de viteză. O să vedem treaba asta pe parcurs oricum. Bun. Uncommon treasure. Zi-mi, te rog frumos, că-mi dai diamante. Da, nu, cine vrea lederbuț în puii mei? De așa. Așa, diamante, give me to me, baby, aha. Iete, mi-a dat 90 frame, deci nebun. Urmande de prostioare din astea. Dă-mă diamante, mă, lasă golden boots, mă. Opa, asta e așa. Acum realizez, noi am putea să topim chestiile astea, este? Diamante! Ok? Bun. Deci, chestiile astea zici tu că noi am putea să le combinăm așa. Fii atent că mi-a dat și aur. Bă, stai mă așa, mai să discutăm, mai să nu ne agităm așa, să ne pripim, să sărim, cum s-ar zice, la concluzii. Are cineva să-mi arunce și mie în scârbă așa un hopper? Vă rog eu frumos. Dumnezeu meu, hopper. Hopper. Dacă îmi dai și mie un hopper, poate îți dau și ție un... Pum, nu merge. Diamantele le punem aici, frumos. Deci avem aici un hopper. De ce fi cearcul ăla acolo, nu știu. Așa. Ia mai să furăm de aici, să facem un hopper repede. Mi se pare că am o grămadă de cufere la mine în inventar. Ok, super așa. Nu, scuze, mai întâi facem așa. Trebuie să mi-aduc aminte că avem un pulverizer. Pentru că am tendința să uit că avem un pulverizer. Așa, mersi, ești un scump. Mă, acum întrebare. Stopește! Pa-pa-param. Toate se topesc. Pa-ra-na-na-na-na-na-na-na. Mos, bun. Emeraldele astea nu știu unde am putea să le punem. Le băgăm așa, pac așa. Hai să-l facem pe ăsta în lingouri, că sigur o să avem nevoie pe parcurs. Așa. Chainmail ne ducem să-l stricăm. Dar stai că acum m-a dat peste cap cu chestia asta pentru că eu am uitat. Oare chainmail-ul am putea să-l facem în... să-l transformăm? Oh my god! Potion of healing, instant health. Ăsta cât mâncare îmi dă? Doar... What?! Roșine să-ți fii. Am putea să-l păstrăm, mă. Am putea să-l păstrăm pentru momentul în care ne ducem la zi. Unde stai că nu mai știu unde l-am pus pe ăla. În momentul în care ne ducem la nesimțiția aia care ne omoară din două lovituri. Hai să le păstrăm, că cred că facem bine dacă le păstrăm. Bun. Mai avem noi o chestie aici de mâncărică. Astea nu știu, pana mea să le pun. Hai să vă pun aici momentan, că nu știu de voi unde o să trebuiască să vă pun. Așa, multe chestii. Hai să punem cuferele astea aici la locul lor. Așa, tu câte îmi dai? Vreo 3 jumate. Deci ar veni la fixă. Hai să băgăm. Pac! Oh my god! Frumos! Hai să vedem aici. Nu e bine. Nu e bine că se strâng mult prea repede aici resursele astea. Și nu o să facem față. Nu o să facem față deloc. Hello! Atât! Și mi-a dat și... Oh my god! Băi, ce mă bucur că am făcut prostioara asta. Mă jur. Ce
Așa, ziceam că mă duc sus aici la asta. Aproape că o să rămânem cât de curând fără lavă. Ia uite, mai sunt aceste pui mei degeaba. Așa. Nu, lingouri și un pic. Da, deci trebuie să facem rost de lavă. Să ajungem să și la chestia asta la un moment dat. N-ai tu? Mamă, câte lingouri de aur ești nebun. Bă. Mi-au stat aminte. Tocmai mi-au stat aminte că unele chestii nu au ce căuta în partea asta. Așa. Diamantele pot să stea aici, dar nu mă supăr pentru chestia asta, corect. Anumite chestii trebuie să stea aici, așa. Hai să punem și ăsta să fie aici, să stai liniștit, că avem un stack de din alea, că cine știe că nu o să avem nevoie de ele. Așa, restul le punem sus. Așa, bagă-te acolo, mai frem și dopește-te. Și o să trebuiască să studiem astea. Unde mi-e scannerul? Așa. O să le studiez eu repede jur acum pe rând. Și să vedem ce facem astăzi. Dragilor, hai că trebuie să ne ducem noi la minerit, că nu se mai poate. Avem nevoie de prea multe. În principal, dacă vă vine să credeți, avem nevoie de fier. Avem nevoie de foarte mult fier. Și mă gândeam dacă tot avem atâtea diamante găsite din frumusețea aia. Hai să vedem să ne facem noi un... O fi suficient, mă, parcă mâncau jumătate din mana pool, eu așa mi-aduc aminte. Un lingou dintre ăsta. Să vedem. Wow. Deci cu o singură legătură de... De asta de sparks, abia se mișcă. Ok, deci trebuie să vedem cumva cum facem mai multe legături. Încă nu i-a venit vremea, din păcate. Bun, hai să vedem aici. Aproape jumătate, aproape jumătate. Poate avem noroc până să termină asta să se umple și a doua parte. Să vedem. Bun, deci o să facem, o să ne facem din treaba asta, o să ne facem un Terra Blade, care nu este extraordinară, dar are 7 damage acolo și ăsta dă bucăți de living wood. Hai să vedem aici de unde facem rost. Nu mai știu unde am pus, parcă în partea asta este living wood. 1, 2. Mulțumesc. Un crafting table pe aici pe nevoie. Nu cred că avem. Avem nevoie de crafting table? Nu avem nevoie de crafting table. Perfect. Așa, și să vedem și a doua parte. Și asta înseamnă că pot să-mi las sabia asta să mi-o las aici. Și să o las în permanență aici. Doar să vin din când în când și să o reîncarc. Așa, mi-am pus ăsta de Terra aici. Ia să vedem, avem și efficiency. Silk touch! Oh my god! Doamne, ce noroc, ești nebun, silk touch, da! Deci am luat de pe el ce aveam. Aveam un fortune 2 și un, cred că efficiency 4, ceva de genul ăsta. Și am zis, hai să mai bag o dată aici, să mă duc la orice o fi, mergem așa, să aibă un pic. Te rog că poți să te iau cu totul. Așa, bravo, bravo. Asta îmi doream. Asta îmi doream. Super, super tare. Ok, asta cred că pot să le pun așa. Așa. Hai să vedem asta aici. S-a făcut. Nu alerga. Și să mergem, domnule, și noi la minerit ca oamenii, domnule. Aleluia! Mă mănânc acum să pun și pe ăsta. Hai, bagă-te mă și tu aici, hai. Să vedem, poate avem noroc așa prostesc de un Infinity ceva. Vai cât de epic ar fi. Mamă cât de epic ar fi să avem noroc din Infinity. Bun, pe tine cred că te punem aici la capăt de tot. Așa, ceva de genul ăsta. Pe tine nu știu. Să pun așa. Va fi ok? Cred că e în regulă combinația. Hai că aștept să termină și ăsta și mergem la minerit. Nima, fraților, hai că ne întorsărăm noi de la minerit. Suntem oarecum a doua zi. Am fost la minerit pe live aseară și am luat destul de mult fier. Hai să băgăm cu prost aici că avem o problemă. Dar cel mai important, că eu am uitat să vă zic, adică nu știu dacă v-am zis.
Cred că nu v-am zis. De ce am fost la minerit? Pentru lavă. Pentru lavă că avem nevoie de fier. Multe chestii de făcut. Și mai aveam nevoie de fier pentru ceva, dar uite că nu mai mi-aduc aminte pentru ce. Pentru hopere știu că mai voiam. Mai voiam pentru multe. Bun, hai să vedem ce noroc avem aici. 1. Chestia asta ar trebui să o facem la sfârșit de episod, să fie un fel de surpriză de fiecare dată. Dacă nimerim treaba asta, să fie o surpriză pentru noi. Dar mă gândesc că e mai bine să o facem așa pe parcurs, zi, ca să crească mai repede, nu de alta. Bun, deci am făcut o grămadă de fier, spuneam. Două secunde să topesc ăsta aici, că o să am nevoie pe parcurs. Tinicheaua pot să o pun aici. Fie ăsta fierul. Astea nu știu de ce le am aici în inventar, le aruncăm imediat de pe jur. Ce am uitat să vă mai zic? Am uitat să vă mai zic că ăsta inițial se pusese pe el doar flame 1, că doar atât e. Dar l-am scos flame-ul și după aia l-am mai băgat odată prin mașină și punch 2, am breaking 3, power 4. Deci este destul de puternic în momentul de față. Nu are infinity din păcate, dar acum ce? Să-i fac, asta este, ce să-i fac. Bun, hai să vedem aici dacă reușim noi o șmecherie, my friend. Pac așa. Pac așa. Și să scăpăm și cele două lingouri de acolo. Bun, deci am luat lavă. Foarte multă lavă în ăsta. Cât e, mă? 32 de găleți aproximativ. Și am mai făcut aici un bazinaș ca să mai punem și acolo. Că astea țin doar câte 4. Asta e buba mare. Bun, ce vreau să facem? Vreau să facem mai multe chestii. Cu ce să încep? Cu ce să încep? Că n-am idee cu ce aș putea să încep. Hai să începem cu un hopper. Eu vreau să încep cu un hopper, pentru asta am nevoie de un cufăr. Și așa. Bun, de asemenea am nevoie de astea două și o bucată de sticlă. Băi, deci stăm foarte, foarte prost cu resursele, frate. Chiar și cu mersul la... Dar bine, am mers la minerit. Asta e adevărat, am mers la minerit la nivelul cel mai de jos, adică la bedrock. Unde nu este excelent să te duci la minerit, dar na, acum ce să faci? Mai am nevoie de un cufăr, stai că am uitat, mai am nevoie de un cufăr. Deci avem o problemă aici, nu știu dacă voi ați observat problema asta, dar eu am observat-o pe parcurs. Și altă soluție n-am, momentan nu am altă soluție până ne mai apucăm noi să mai facem o cămăruță pe aici. Nu știu cum o să facem, cum o să ajungem să facem în cele din urmă. Ideea este în felul următor. Frumusețea asta de grinder are tendința să intre în sevraj, ca să zicem așa, se blochează. La un moment dat se blochează și după cum se poate vedea sunt foarte, foarte mulți monștri acolo care nu mor. De ce se întâmplă chestia asta? Hai să vă arăt. Nici nu știu cum să vă arăt treaba asta. Poate pe aici. Hai că oricum o să trebuiască să intrăm aici, așa că mai bine vă arăt de acum. Așa, dăm te rog frumos toporașul. Ok, deci ce se întâmplă? Se întâmplă că... Cred că pot să pun... așa? Mă lași să pun așa? Deci ăsta este un open crate, da? Open crate-ul ăsta, ce bagi în el, pică pe pământ, da? Și v-ați gândit că... Dom'le, ăsta omoară monstruleți. Stați așa să-și revină. Că iar s-a blocat. Omoară monstruleți, da? Și aruncă tot ce pică de la monștri în ăla acolo, da? Buba știți care e? Că bagă mai mult decât poate open crate-ul să pice. Ca să zicem așa, da? Deci open crate-ul ăla nu poate decât cât un item pe jumătate de secundă sau pe secundă, ceva de genul ăsta. Atât poate. Dar buba e că de la un monstru poate să pice câte 2-3 iteme în același timp. Și atunci, ăsta al nostru se blochează. Grinderul nostru se blochează și deja... Vedem că, ia uite, iar stă somnoros acolo. Cred, da? Da, deci încă mai avea de pus iteme și da. Deci e nasoală treaba. Asta încerc să vă explic aici. Care e soluția? Soluția temporară pe care am găsit-o eu la toată șmecheria asta. Mi-a picat cufărul în inventar, perfect. Hai să facem așa. Bun, soluția temporară pe care am găsit-o eu la toată șmecheria asta este să am grinderul să aibă un buffer mai mare, da? Adică un cufăr. Și drept urmare, o să facem noi ceva de genul ăsta.
Așa că nici hoporul nu poate să ducă prea multe. E și asta o bubă. Da, bun, și ăsta acum cu fărul ăla o să poată să preia foarte, foarte multe chestii deodată. Fără nicio problemă. Mai trebuie să mai astup din găurele, dar nu i-a venit timpul încă. Bun, și acum ăsta poate să țină câte vrea sufletelul lui. Poate să le mă pice în timp. Nu avem problemă. Cel puțin momentan, până când s-o umple și cufărul ăsta. V-ați gândit acum pe Skype? Păi nu le iei de acolo și le pui direct aici? Da, trebuie, măi Ionuț, să le iau și să le mut pe toate. Dar calmate, momentan n-avem timp de așa ceva. O să facem la un moment dat, o să le facem pe toate. O să rezolvăm când le-a venit vremea. Nu le-a venit vremea încă. Bun. Asta v-am zis, acum am uitat aici că poate că ar trebui, stați așa, hai să mai eliberăm un pic cus de tot de aici din inventar, că prea s-au strâns multe. Bun. Asta una la mână. Doi la mână. Nu sunt eu convins în totalitate că ăsta știe să-și scoată tot lichidul din el în treaba asta aici. Nu sunt eu convins în totalitate de treaba asta, dar momentan acum nu știu, o să lăsăm să mai vedem. Nu cred că asta o să fie o problemă, sincer. Cred că problema noastră o să fie, am rezolvat-o cu treaba asta. Deci, temperate fluid ductul ăsta, pe care l-am făcut cu un pic de cupru, momentan poate să aștepte. Așa, asta una la mână. Deci am rezolvat acolo cu chestia aia. Tu aici nu mai ai nimic. Hai să furăm ăsta de la tine. Pe tine te-am blocat din câte știu eu. Perfect, perfect. Vreau să mutăm frumusețea asta de aici pentru că mă supără foarte tare. Mai am un spațiu în inventar. Am căcaluc de spațiu în inventar. Pot să mut tot ce există și ce nu există pe aici. Perfect. Mă supără foarte tare pentru că, nu știu, parcă simt eu că am putea să utilizăm mai eficient spațiul ăsta de aici din pod. Să vedem ce reușim. A, nu știam ce a ieșit acolo. Avem jos de tot la cristalizatoarele noastre. Acolo am pus niște cărbune, mi se pare, la un moment dat, dar am uitat de el complet. Bun. Eu aici mă gândesc în felul următor. Mă gândesc că am putea noi cumva... Câtă spațiu, mă? 4. Nici nu știu dacă merge 4 pe 4, sincer să fiu. Dar nu mă interesează 4x4, mă interesează... Deci mă interesează în felul următor. Mă interesează să am un spațiu... Vino încă. Așa, să am un spațiu așa, poate. Ceva de genul ăsta. Ia, stați așa, hai să ne uităm aici un pic, cam pe unde vin toate astea. Deci eu o să intru și să mă uit aici la toate cele, da? Aici sunt mătăluță ce se află. Aș putea să pun aici, spre exemplu. Vreau să fac oarecum o chestie pe care o să o văd tot timpul de pe undeva de pe aici, dar nu știu cum. Dacă te pun așa, te văd ok pe tine acolo sus. Am mai luat chestii pe jos, da. Așa, și la tine aici să pun o țeavă care să vină în sus. Mă coafează treaba asta? Nu cred că mă coafează foarte tare treaba asta. Bun, hai să-l mutăm. Îmi cer scuze că... Deci nu am... Știu ce... Cum vreau să... Zi. Cum vreau să se comporte la final, dar nu știu toate pe unde să le pun. Momentan. Da, așa. Deci așa cred că e mai ok, nu? Că asta vreau să fie peretele în sus și aici vreau să vină niște... Op, pardon. Hai să stupăm noi momentan asta repejor acum până ne mai orientăm cum trebuie să arate toate ca să nu mai picăm iarăși. Ok. Bun. Deci ăsta trebuie să vină în sus oarecum. Ăsta nu trebuie să existe acolo. Așa. Aici poate să existe o găurică de genul ăsta.
poate să curgă acolo, corect? Aici putem să mai... Cât ce rețetă are asta? Ia să vedem. Niște shirt... Eu aveam aici la mine, dar nu știu dacă se transformă. Da, nu fac. Zim că nu trebuie să fac iarăși. Cred că trebuie să fac iarăși, că nu... Cam ești picior să-mi fac. Acum realizez, de fapt. Bun, hai să lăsăm așa momentan și facem pe parcurs, că nu stă nimeni după ele. Ok. Deci un controller să vină aici, poate. Sper. Așa. Tu, my friend, o să vii, cred eu, aici. Ia să vedem. Așa, aproximativ. După aia tu deasupra. Pe tine, până la urmă, pare să că o să te punem așa. Și o să te urci acolo în alea. Ok. Aici sunt curios dacă ocupă prea mult spațiu. Cred că e bine. Ok. Perfect. Dar nu știu aici, pot să trec așa pur și simplu? Pot să trec și nu mă deranjează spațiul ăsta, mă cam deranjează că e cam puțin, e cam înghesuită treaba. Hai să vedem dacă pot să-l fac într-adevăr de 2 pe... Wow, cât de ciudat o să-mi fie. Cum să te fac eu pe tine, my friend? Deci aici așa. Hai să zicem așa. Nu. Ia. Yeah. Deci în momentul de față ar trebui, dacă știe să se facă când pun ăsta, ar trebui ok, deci nu știe să se facă așa. Zim, te rog frumos, că mergi 2 pe 2. Zim. Nu știe 2 pe 2. Înseamnă că noua versiune știe 2 pe 2. Sau ia pe asta așa, că poate vorbești că prostii, poate că trebuie... Da, mă! Ok, deci contează foarte tare și orientarea lui. Bun, păi atunci ia stai puțin. Merge să-l facem noi mai mare așa? Cât de epic ar fi? Opa, pardon, scuze. Ei. 2. Sunt 8 spații, da? 8. What? Păi înseamnă că pot să-l facă de lung vreau eu, ești nebun? Bă, nu te cred, e prea, serios? Ia. Oh my fucking god, am descoperit apa caldă aici, nebun. E până acolo, aici deja nu mai mă interesează de design. Du-te, mă! Oh my god! Vai de cap, cât de epic poate să fie! I love you long time! Pardon, nu, scuze, nu acolo. Fuck, îmi lipsește unul, nu pot să cred că îmi lipsește unul. Ok, și tu, my friend, o să fii momentan... Ia de cum te facem, te punem așa ca să facem rost de niște lingouri. Avem nevoie de 8 lingouri, dacă îți vine să crezi. Aproximativ. Bun. Aba nu, stai, că merge și asta așa.
Bun, 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 bun. Așa, și unde sunt țevile mele? Bun, asta nu are ce căuta acolo. Nu știe, mă. Stai că am făcut prostii. Trebuie să vină de sus neapărat? Trebuie să-l pun sus? E absurd să-l pun sus, nu? Na, mama ei dă tută. Aaaa! Stați așa, stați așa. Băi, deci foarte, foarte tare aici treaba asta. Da, era să picheară, mă jur că era să picheară. Așa. Bun, deci tu îmi spui mie că trebuie neapărat pe jos... Ok. Da, un pic dubios ce pot să zic. Ar fost mai frumos cumva pe aici. Nu, 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 nu e voie acolo, nu e voie acolo. A, dar stai puțin, deci pot să-l iau înapoi. Ok, epic. Așa. Și se supără cineva dacă le iau așa? Nu se supără nimeni, nu? Perfect, speces. Și acum am totul plin. Bun, 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 perfect, bun. Hai să punem aici niște pietruială ca să putem să facem... Oare astea se topesc, mai? Mamă, deci tot ce înseamnă piatră pun la topit? Cât de epic ar fi să meargă cu absolut tot ce înseamnă piatră? Na, bagă-le și pe astea, chestii pe care nu le folosim. Hai că sunt curios. Da, bineînțeles că astea nu se topesc, of course, că doar de ce s-ar topi. Bagă-le pe astea până una alta. Zim că astea se topesc. What? Ok, nu. Nu. Deci vrea neapărat piatră, piatră. Cobblestone, adică, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic. Ok, păi să știi că nu cred că mai am cobblestone, că am topit-o la un moment dat. What the fuck was that? What the fuck was that? Nu, 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 nu. De ce? Pentru că ăsta împingeam continuu sau cum? What? Ai, mă, nene, serios, mă? Ca în filmele cu proști, frățică. Ok, ultima chestie pe care trebuie să o fac este să scot tot ce am aici în astea. Și cred eu că în felul ăsta am rezolvat și problema de aici. O să arăt urât de aici de jos, din păcate. Poți să te mai deschid pe tine? Da, poți să te deschid fără nicio problemă. Da, nu știu, o să arate dubios un picuț. Dar asta este, n-avem ce-i face. Gata, mi s-a dus și mâncărica. Ok, și aici pot eu să pun liniștit un... Ia mă, stai că am pus un stack aici. Se face ușurel, ușurel. Bravo. Pot să fac eu ceva de genul ăsta. Și cu un mâner... Am un mâner, am zis, pardon, scuze. Așa că în momentul în care vreau să-l dezactivez, pur și simplu activez mânerul ăla de acolo. Și gata, domne, avem aici o chestie oarecum semi-automată, domne. Câte blocuri? O grămadă de blocuri. Ce-mi place! Bun, și aici o să vină toate astea de aici. Uite, 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 deja avem 8 astea. Bun, ia să vedem noi. Deci, țin minte că așa era. Nu. Nu țin minte bine. Cum era, mă? Smeltării. Ăsta vreau. Am înțeles. Deci, astea două. Bun, deci ăsta avem nevoie de unul. Și mai avem nevoie de ăsta, care înseamnă 3. Mai dăm unele aici, te rog. Țup, țup, țup.
Gata, șeful. Și în momentul în care o să ni se termine aia de acolo, o să putem să punem toate astea la locul lor, frumușel. Se mișcă treaba repejor? Ingot, așa. Stai că sunt curios acum. Două blocuri, foarte tare, man, foarte, foarte. Deci 4 ingoturi per bloc. Cam asta ar fi rata de transfer, corect? Zic bine? Cred că zic bine. Bun, dragii mei, cam atâta pentru astăzi. Ne-am făcut noi de cap. Aici am hotărât până la urmă să pun una dintre astea, deși păstrează în permanență o bucată de lavă și stă și caută în permanență, numai că nu stă și caută foarte mult. Deci e cât de cât ok. Hai să mergem și să vedem dacă avem noroc astăzi. Două semințe și după aia închidem și noi aici. Zim că ai, zim că vrei. Da. Una. Ah, odată și odată. Bun, dragilor, dacă ați rămas alături de noi până acum, un mic like, un coment, un share, ajută foarte mult, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare.